Salut, sunt Dragoș și bine ați venit la podcastul Zidul Galben. Astăzi le-am alături de mine, ca de obicei, pe Vlad. Salut! Salut! O să avem o ediție un pic diferită de podcast, în sensul că nu vom mai discuta despre noutățile din jurul echipei, despre transferuri, despre evoluția jucătorilor și așa mai departe. Pentru că s-a încheiat sezonul, o să facem o ediție specială în care o să încercăm să acordăm niște premii, niște distincții fotbaliștilor Borussiei Dortmund cu ocazia încheierii campionatului. Ne-am gândit să facem și o gală în halftime, dar din motive obiective nu ne-a mai ieșit, dar la anul sper să invităm acolo fotbaliștii să le decernăm premiile care se cuvin. Da, Vațchi a zis că este un pic cam din scurt și biletele la Wizz Air sunt cam scumpe pentru săptămâna asta, așa că o să-l invităm mai din timp data viitoare. Bun, avem câteva categorii prin care eu și Vlad vom trece și vom explica foarte pe scurt de ce acordăm jucătorului respectiv premiul pe care vrem să-l oferim. Hai să luăm random. Care crezi tu că este cel mai bun jucător al sezonului, Vlad? Cui ai acordat premiul ăsta? Primul la care mă gândesc este Dembele. Dar dacă aș lua în calcul și factorul sentimental și dacă mă gândesc totuși că Aubameyang anul ăsta a devenit golgeterul Bundesliga, aș vota totuși pentru Aubameyang. Dembele mai are timp destul la noi să demonstreze. Aubameyang mi-e teamă că nu va mai juca la noi prea mult. Și... Bun, da. Deci cui a curs premiul? Lui Aubameyang, răspuns final. Lui Aubameyang. Da. Dembele are timp și să încă un sezon măcar, nu? Să câștige premiul la noi. Nu. Eu sper 2-3 sezoane care are timp, adică am încredere că de data asta Vațche are planul bine făcut și nu-i va da drumul la Bayern prea devreme. Știu că ar putea fi un locuitor bun pentru Ribery acolo, dar poate să mai aștepte. Bun. Da, votul meu merge spre Aubameyang pentru că chiar îmi pare rău că pleacă și chiar a avut un sezon extraordinar. Un sezon prin care a reușit să ne dea peste nas și nouă fanilor care am crezut și nu prea am crezut în el, mai ales după sezonul trecut. Toți am zis, haide să-l vindem acum, că, inclusiv eu am zis, hai să-l vindem acum că cine știe când vom mai lua bani și apel. Uite că ne-a dat motive de bucurie încă o dată și el este jucătorul cel mai bun, din punctul meu de vedere. Bun, sunt de acord cu tine și eu am oscilat tot între Aubameyang și Dembele. L-aș numi pe Aubameyang cel mai bun fotbalist al sezonului pentru noi, pentru că pur și simplu a demonstrat că nu și-a atins vârful de formă sezonul trecut, că nu a fost doar un sezon atipic și că a fost o întâmplare că a reușit să marcheze sezonul trecut atât de multe goluri, s-a autodepășit și nu e ușor să ieși golgheterul campionatului în condițiile în care echipa a avut destul de multe fluctuații. Chiar și el a avut fluctuații de formă, dar golurile au venit pe bandă rulantă. Hai să trecem și la un alt premiu, mai puțin onorant pentru candidați. Care este din punct... plug me. Da. Păi, țării la fileu. Care este din punctul tău de vedere cel mai slab jucător al sezonului? Aș fi zis Ghețe, da? Asta așa ca să fac o glumă, pentru că Ghețe nu e tot mai slab. Ha-ha. Dar, nu știu, și aici... E bătaie mare, nu? E bătaie mare, da. Oscilez între Rode și Schmelzer. Nu știu, Rode a jucat puțin. Deci, de ce oare? Nu știu, să zicem, îl aleg pe Schmelzer, din păcate, chiar dacă a fost capitan nostru și am o simpatie pentru el, dar fiind titular în 90% dintre meciuri, mi s-a părut clar că veriga slabă a echipei, nu știu dacă va mai putea, bine, cu toate, sezonul trecut a jucat binișor, din câte mi-aduc aminte,
și ne-a contrazis după ultimul sezon lui Klopp, când la fel ziceam că Schmelzer e un jucător terminat și ar trebui să scăpăm de el. Poate din nou va urma un sezon foarte bun, cine știe, dar e clar că sezonul ăsta a fost slab, a fost foarte slab de fapt și sper să-și revină sau să-l vindem. Bun, pentru mine cel mai slab fotbalist a fost Rode. Nu aveam neapărat așteptări foarte ridicate privind jocul lui când a venit la noi, dar mă așteptam ca măcar atunci când vine din postura de rezervă să fie o soluție de compromis ok, ceea ce nu s-a întâmplat, a avut doar vreo două meciuri decente. Cred că a prins cel puțin 10, 12, 15 meciuri pentru noi și nu m-a convins. Două meciuri decente? Da. Mi-e greu să mi le imaginez. Da, nu știu să spun acum chiar. Nu mai țin minte exact în ce meciuri a jucat cât de cât ok, dar știu că l-am și votat la un moment dat printre jucătorii ok ai etapei la un moment dat. Oricum, una peste alta a fost slab, de acord că și nici Schmelzer nu a rupt gura târgului, nu o face de mult timp, dar pentru mine aș spune că Rode a fost cel mai slab. Hai să... Da, a fost bătaie acolo. Da. Hai să trecem la cel mai bun tânăr fotbalist al acestui sezon. Aici e greu sau e... Nu, aici nu? E votul clar. Dembele. Da? Da. Ce poți să spui? Doar noi spunem Mor. Mor avea calitățile lui, dar nu a prins prea multe meciuri, atât când a intrat a fost ok, putea mai mult, putea mai puțin. Da, ce pot să zic. Dembele a fost clar hitul sezonului din punctul meu de vedere. De chiar am dat o mare lovitură cu el. Nu mai știu exact cât am dat pe el. Pe Dembele? Da. Undeva sub 15 milioane, dacă nu mă înșel. Într-un an de zile am reușit să-i triplăm. Ce să-i triplăm? Cred că am reușit să-i facem cota de 5 ori. Dar, din nou, nu ar trebui să ne zicem cu discuția în zona aia, pentru că eu consider că nu se pune problema să-l vindem deocamdată. Bun, de acord cu tine aici, e puțin probabil să ne contrazică cineva, adică ar candida aici și Pulisic într-o oarecare măsură, dar pentru mine cel mai bun tânăr fotbalist a fost Dembele. Clar a fost cu o clasă peste adversari. Și acum să facem și o mențiune pentru cei care ne ascultă, s-ar putea să se audă niște zgomote pe fundal, asta pentru că înregistrăm podcastul într-un spațiu public, într-un parc. M-a scos Dragoș și în parc, să știți. Da. Da. E rușine să recunoască. Da, motiv pentru care s-ar putea să mai auziți zbierete, claxoane și... Păcat că n-am luat și câte o înghețată, să mai dăm câte o limbă, așa să se audă. Băi, la înghețată aștept să mă scos tu la următorul podcast. Bun, hai să trecem și la următoarea categorie. Care a fost cel mai bun transfer al verii trecute? Cel mai bun transfer al sezonului? Mai am voie cu Dembele? Ai voie, ai câte fise cu Dembele vrei tu pentru podcastul ăsta? Clar, Dembele, dar hai să zic și un al doilea, să zic și o a doua mențiune ca să nu pară. A doua mențiune este Guerreiro, pentru că portughezul chiar a demonstrat că în momentul de față este un jucător de bază, este un jucător extrem de cerebral, ne-a ajutat foarte mult, are viteză, are tehnică, are viziune, la mijlocul terenului s-a descurcat extraordinar de bine acolo în locul lui Gheorghe sau în locul lui Șurle, mă rog, oricine ar fi fost înlocuit. Și sper să o continue tot așa și să joace la mijloc, chiar dacă nu sunt eu antrenor, domnul Boș va ști mai bine, dar sper să nu joace funda stânga acolo unde a jucat el pentru Naționala Portugaliei. Bun, dar una peste alta, înțeleg că alegerea ta e Dembele. Alegerea este Dembele, da, dar am tot vorbit despre Dembele și am zis să-l menționez și pe Guerreiro. Bun, sunt de acord cu tine, consider că Dembele a fost cel mai bun transfer, pur și simplu e suficient să ne uităm
Adică eu mă gândesc că atât din perspectiva prestațiilor de pe teren, cât și a sumei de transfer până la urmă, că mi se pare că asta asta recomandă un jucător ca fiind un transfer bun. Să-l iei pe bani puțin și să performeze, ceea ce Dembele a făcut. Hai să trecem și la cel mai slab transfer. Până la urmă am transferat mulți fotbaliști în vara trecută. Nu ne-am fi dorit să aducem atât de mulți, dar am fost forțați cumva de împrejurări. Era clar că nu toți vor confirma. Spune-mi, te rog, care a fost cel mai slab transfer din punctul tău de vedere. Chiar dacă te-ai aștepta să mă repet și să spun Rode, hai, nu voi spune Rode, voi spune Merino. Pentru că Rode cât de cât a mai jucat, nu că a jucat bine, dar a mai prins echipa. Merino nu știu dacă are 3-4 meciuri sezonul ăsta și mă gândesc că nu le-a prins pentru că n-a meritat. Pentru că dacă merita, măcar lotul prindea de mai multe ori. Cred că am aruncat banii iurea pe Merino. Nici acum nu mi este clar unde joacă el de fapt și care este poziția lui cea mai ok. Ba mijlocaș la închidere, ba fundaș, l-am văzut și în bandă odată. Nu știu, este o enigmă transferul ăsta. Am citit că ar vrea să-l ia Bilbao, parcă, pentru că el este basc. Din punctul meu de vedere, să-l ia sănătoși. Păi, mulțumim că a încercat, dar nu. Chiar mi s-a părut total depășit de situație. Da, e o alegere interesantă. Clar nu s-a impus. Eu aici, la categoria cel mai slab transfer, l-aș nominaliza pe Șurle. Pentru că... Aolea. Pur și simplu este cel mai scump fotbalist din istoria Borussiei Dortmund. Pe nimeni n-am plătit atât de mulți bani, am plătit peste 30 de milioane de euro pe el, trecând peste faptul că a avut și ceva accidentări. Au fost mai mulți fotbaliști cu probleme, cu accidentări, inclusiv nou transferați, cum ar fi Rode, cum ar fi Götze, dar de la Șurle aveam alte așteptări, fiind neamț, fiind prieten cu o bună parte din fotbaliștii noștri, cu care era și coleg la națională, cu care s-a întâlnit pe teren în Bundesliga, mă așteptam să se adapteze mai ușor și pur și simplu să joace mai bine până la urmă pentru banii ăștia. Deci mi se pare că e un transfer slab, e un transfer pe care nu l-am înțeles de la bun început. N-am vrut să-l critic prea tare în acel moment, pentru că am preferat să aștept măcar un sezon să văd cum se mișcă și ce ne poate oferi. Este clar că ne poate oferi mai mult, nu e un transfer complet compromis, dar făcând analiza asta după un sezon și uitându-mă la câți bani am dat pe el și ce cotă avea fotbalistul ăsta în momentul în care a venit, pentru mine el este cel mai slab transfer în momentul de față. Poate sezonul viitor va ajunge să fie o revelație, cine știe. Mie e un pic cam greu să cred, dar am mai văzut fluctuații foarte mari, chiar și la Mkhitaryan, de exemplu, fluctuații recente. Sezonul ăsta eu pe el îl numesc cel mai slab transfer. Să știi că eu am încredere în el, mie nu mi s-a părut chiar catastrofal. Ok, a fost clar sub așteptări, dar cât a jucat, nu mi s-a părut chiar... A jucat în nota echipei, pentru că a jucat, nu cred că a prins vârful de formă al echipei în teren. A jucat în nota echipei, echipa a jucat prost, a jucat și el prost, a avut și un moment de sclipire, cred, unul sau două, mi-amintesc doar cu de Real. Golul cu Real. Da. Eu am încredere în el, clar are calitate, cum ai spus și tu, și sezonul viitor ar putea să ne ofere ceea ce căutăm. Dacă sezonul viitor va fi la fel ca ăsta, e clar cea mai mare țeapă din istoria recentă a clubului. Da, sunt de acord cu tine. Sezonul viitor ori se impune ca titular, ori trebuie să ne facem calculele privind plecarea lui, pentru că nu poți să ții un fotbalist cu salariu mare și pe care ai plătit mulți bani să-l ții ca rezervă de lux. Ar fi păcat și pentru noi și pentru el. Da. Dar, mă rog, mai avem de așteptat să vedem cum se integrează și în noul sistem, să sperăm că nu se mai accidentează. Până atunci, hai să trecem la o altă categorie. Care a fost, din punctul tău de vedere, cel mai slab meci al sezonului pentru Borussia Dortmund, dacă poți să faci așa o retrospectivă? Să știi că la memorie nu stau extraordinar. Da, e o categorie mai un pic mai dificilă, eu a trebuit să sap un pic. Dar te rog. Să știi că am două sau trei variante. Clar, meciul de la Darmstadt, care cred că ar fi primul.
apoi meciul de la Augsburg din penultima sau antepenultima etapă și probabil meciul de la Berlin, dacă nu mă înșel, unde din nou am jucat foarte, foarte slab. Nu mai știu exact scorul, dar 1-0 minte, cred pentru ei sau 2-1. 1-0 cred. Da, țin minte că m-am enervat, bine, mă enervez destul de des. Bine, atunci hai să te întreb altfel. Zim, care e meciul la care te-ai enervat cel mai tare? Meciul la care m-am enervat cel mai tare cred că este cel de la Augsburg, din penultima etapă. Treceai și printr-un moment mai prost, probabil, că te-am văzut. Erai un pic cam agitat. Da, am fost agitat. Am fost agitat încă de la început, încă dinaintea meciului. Dar, într-adevăr, meciul ăla mi-a pus capac din multe puncte de vedere. Mă rog, da, într-adevăr, am fost și eu de vină, dar și echipa. Adică după meciul de la Darmstadt, care știu, țin minte că a fost ceva o epopee a prostului gust, dacă mă las să vorbesc în termeni gen Andrei Zbârnea. Nu, nu pot să te las, nu. Îmi pare rău. Ok, îmi retrag cuvintele. Da, meciul de la Augsburg mi s-a părut jenant. Jenant atât ca evoluție, cât mai ales ca determinarea echipei, având în vedere contextul, pentru că noi luptam, eram pe muchie să luptăm pentru calificarea directă în Champions League cu Hoffenheim. Bun. Pentru mine cel mai slab meci al sezonului a fost cel cu Darmstadt. Stau la fel de prost cu memoria ca tine, dar da, a trebuit să trec un pic prin prin lista rezultatelor. Am căutat pe internet și văzând toate înfrângerile și egalurile noastre pe teren propriu, mi-am adus aminte, chiar mi-a rămas în memorie, mi-au rămas fragmente din meciul cu Darmstadt și frustrarea de a nu vedea fotbal. Deci pentru mine ăsta a fost cel mai slab meci. Dar bine, a fost un sezon cu multe fluctuații, da, cum am mai zis, și am avut și meciuri bune. Hai să vorbim și despre asta, deci o nouă categorie de în podcast, cel mai bun meci al sezonului pentru tine. Mamă, asta e grea. Nu pentru că nu am fi avut, adică nu vreau să fiu înțeles greșit, că aș considera că nu am avut niciun meci bun. Nu, am avut destule meciuri bune. Dar revin la memoria mea. Nu mi-a rămas niciunul întipărit în minte în așa fel încât să zic, da, domnule, uite, ăsta e meciul de căpătâi al sezonului, cum a fost cel cu Schalke de acum două sezoane al lui Klopp, 3-0 ăla. Hai să te ajut un pic cu, adu-ți aminte de perioada în care marcam câte 5-6 goluri pe meci, cu Wolfsburg, cu Darmstadt, cu Legia. Dacă ar fi să aleg ceva din Champions League, aș alege egalurile cu Real, chiar dacă știu că au fost 2 de 2-2, nu? Da. Parcă meciul de acasă am jucat ceva mai bine, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact. Dar dacă ar fi să aleg totuși așa de dragul discuție, aș alege fie meciul cu Real, fie semifinala cupei de la München, care chiar dacă ne-a pus multe probleme și am tremurat serios la un moment dat, ne-a adus un rezultat senzațional și până la urmă dedicarea echipei și organizarea pe care a făcut-o Tuchel ne-a adus un rezultat extraordinar și cred că a fost unul dintre cele mai bune meciuri. Și ne-a permis până la urmă să ne apropiem atât de mult de un trofeu pe exact care îl așteptam, dar nu prea îl visam totuși exact în sezonul ăsta. Adică ăla a fost marele hop de, exact, de trecut. Exact. Da. Și până la urmă ne-a permis să spunem că la finalul sezonului, deși am terminat pe locul 2, am bătut-o în două meciuri din 3 pe Bayern, ceea ce nu se întâmplă des. Da. Bun, pentru mine cel mai bun meci al sezonului. Nu știu dacă am jucat cel mai bun fotbal, dar meciul care mi-a rămas în memorie și de care mi-amintesc cu plăcere a fost acel 4-0 cu Benfica, din Champions League, pentru că am jucat bine și în tur la ei acasă, i-am dominat copios și am pierdut cu 1-0 la una din foarte puținele lor ocazii de a marca. Era o frustrare foarte mare și mă gândeam cum ar fi să ratăm calificarea după două meciuri foarte bune. Dar chiar băieții au jucat senzațional atunci și i-am demolat pe cei de la Benfica, am arătat cine merită să treacă mai departe. A fost un meci cu presiune până la urmă, chiar dacă eram clar echipa superioară, a trebuit să o demonstrăm pe teren.
Și pentru mine ăsta a fost cel mai bun meci. Hai să trecem la câteva premii, din nou la câteva premii individuale. Care a fost cel mai bun fundaș al sezonului? Cel mai bun fundaș? Da, alegerea logică ar fi Socrates, că na. A fost cam singurul care a jucat constant. Nu că a rupt el gura târgului și a fost de neîntrecut, adică a avut și el anumite oscilații de formă, dar dacă pui cap la cap sezonul, a jucat constant bine. Repet, nu e excelent, dar nici nu a dat o îmbălării cum a făcut-o Bartra în prima jumătate a sezonului. Dacă Bartra juca și în tur, cum a făcut-o în retur, în opinia mea era cel mai bun fundaș. Dar Bartra a început mai greu, turul a fost ezitant sau foarte ezitant. Poate că și Bender merită o mențiune aici, dar el a jucat mai puțin. Socrates, nu cred că este foarte greu aici, nu știu dacă ai tu altă părere. Sunt de acord cu tine, Socrates mi s-a părut cel mai sigur și cel mai bun fundaș. Aici, mă rog, în discuție îi includ cumva și pe fundaș și lateral, dar niciunul din ei nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Deci Socrates, clar, pentru mine a fost cel mai bun fundaș. Hai să trecem și la mijlocași, dar aici mă refer la atât la mijlocași și defensiv, cât și cei de creație, dar nu cei cu rol strict ofensiv, adică nu la wingeri. Da. Care a fost cel mai bun mijlocaș al sezonului pentru tine? Cel mai bun mijlocaș cred că a fost Kagawa. De fapt nu cred, a fost Kagawa, ce să mai... Kagawa a avut un sezon fantastic, nu credeam că o să mai aibă. După revenirea de la United am crezut că... Bun, am crezut că ne va mai ajuta, dar nu am crezut că îl voi mai revedea cum l-am văzut odată, în 2011, când rupea gura târgului. A reușit să se ridice la înălțimea, de fapt dincolo de înălțimea așteptărilor, și să ofere un sezon fantastic. Nu știu exact ce cifre are, câte goluri, câte pase de gol, dar oricum, pe teren, s-a văzut clar ca unul dintre cei mai periculoși jucători ai noștri din atac și merită cu prisosință. Păcat că nu, când ceilalți, adică în mod normal, dacă ne uităm la sezonul trecut de pildă, ar fi trebuit să aibă concurență mai serioasă pentru premiul, sau un Castro, care sezonul trecut a fost senzațional, sezonul ăsta a fost slab, un Weigl, care la fel a oscilat. Da, rămâne Kagawa. Ok, nu pot să nu profit de ocazia asta de a acorda și eu lui Kagawa premiul pentru cel mai bun mijlocaș al sezonului. Mi se pare că, adică nu știu, s-ar putea să fim un pic influențați de evoluțiile foarte bune din retur, pentru că n-a început foarte bine nici el sezonul, tocmai de-aia a ajuns pe banca de rezerve la un moment dat, dar a recăpătat din formă și una peste alta mi s-a părut cel mai bun. Aici, pentru mine, el a fost la bătaie pentru premiul ăsta cu Guerreiro, care a jucat la mijloc, dar totuși da. Guerreiro n-a jucat chiar atât de mult. A avut la rândul lui câteva meciuri mai slăbuțe sau, mă rog, nu foarte proaste, cât nu a costat puncte evoluțiile lui, cât s-a întâmplat să avem nevoie de o sclipire și să nu vină. Asta pentru că și el a avut parte de niște accidentări când era lumea mai dragă și când juca și el mai bine. Deci una peste alta rămâne Kagawa și pentru mine. Care a fost cel mai bun jucător de atac? Mă refer aici la vârf și la wingeri. Acum, dacă am spus că Aubameyang a fost cel mai bun jucător per total, rămâne votul pentru Aubameyang, dar totuși, asta nu înseamnă că Dembele și Royce au fost cu mult sub el. Royce, din nou, a avut un sezon extraordinar, bine, atât cât a jucat, da. Săracul o ține numai din spital în spital. Cred că fiecare dintre cei trei sau fiecare dintre cei patru, pentru că parcă și Pulisic ar merita un premiu al lui, chiar dacă nu cred că avem, cred că fiecare dintre ei ar merita mențiunea lui, pentru că toți au jucat foarte, foarte bine. Dar Aubameyang, el a suflat în lumânări la final, el a avut cifrele cele mai bune, a devenit goal getter, ce să mai... Bun.
Deci Aubameyang. Aceeași alegere și pentru mine, tocmai pentru că nu vreau să mă contrazic cu, cu ce am spus mai devreme, când l-am nominalizat ca fiind cel mai bun fotbalist al sezonului. Deci e normal să câștige și lupta în departamentul ofensiv. Da. Sunt de acord cu tine. Aici aș spune că Dembele este la foarte mică distanță în spatele lui. Și ok, Royce, dacă ar fi jucat, dacă ar fi fost tot sezonul, cred că ar fi câștigat premiul ăsta, dar n-a fost să fie și nu știu când va fi să fie, pentru că și sezonul viitor o să prindă probabil meciuri de-abia din retur, din ce se aude. Mă rog, asta e altă discuție. Hai să trecem la o categorie un pic, mai un pic diferită. Cel mai slab? Stai un pic, hai să nu ne grăbim. Ai un pic de răbdare. Hai să trecem, pentru că până la urmă avem fotbaliști care se remarcă și la capitolul ăsta. Cea mai interesantă freză a sezonului? Cea mai interesantă, stai puțin. Da, cea mai interesantă în sens pozitiv sau cea mai ciudată? Nu știu, cum... Aici ai libertate de interpretare, de mișcare, spune-mi tu pe cine votezi. Eu zic atât, doar cea mai interesantă. Cea mai interesantă... Inedită, whatever. Ok, aici o să-l aleg pe Emre Mor. Okay. Dar nu pentru că are o freză care îmi place sau că este interesantă dintr-un punct de vedere care mă face să ridic sprâncene de admirativ. Freza lui Emre Mor este tot ce nu ți-ai putea dori vreodată. Cred că dacă ai avea de ales între freza aia și un abonament la Schalke, cred că ai alege abonamentul. E mai urâtă freza lui Emre Mor decât freza lui Ronaldo, brazilianul de la începutul anilor 2000, când a jucat Cupa la Cupa Mondială? Da. Aia măcar este... Freza lui Ronaldo a rămas cumva ca o icoană, deci un trademark cumva. Exact, un trademark. Parcă avea aici deasupra frunții, avea o pată da, de gazon. Da, o pată în față, da. Da, deci freza lui Emre Mor mi se pare oribilă, nu poate fi descrisă în cuvinte, dar în același timp interesantă. În același timp interesantă. Da, nu cred că avem un lot fotbaliști cu freze atât de interesante sau atât de deosebite încât să mă facă și zic, wow, ia uite ce freză are asta. Bine, ar fi, eu cred că avem câțiva, ăștia aș contrazice, adică Aubameyang nu încetează să ne surprindă, doar că ne-am obișnuit cu Cuama, chiar dacă o și stilizează diferit de la un meci la altul. Mie mi se pare că, nu știu, dacă, ok, hai să iau de la început. Și eu tot lui Mor îi acord acest premiu, pentru că dacă aș avea un câine și mi-ar mânca temele sau proiectul pentru serviciu, nu m-aș îndura să-l tund din răzbunare atât de urât pe cât este tuns Mor, dar... Cum spuneam, până de curând, Aubameyang cred că era liderul detașat aici. Și Roy s-a avut niște... Acum și-a mai revenit un pic, uite, vine tare din spate Max Philipp de la Freiburg, pe care l-am transferat, va fi un candidat serios pentru sezonul viitor. Mai e Mahmoud Dahoud, adică este greu să-l ignori. Deci vom avea... sezonul viitor va fi foarte interesant. Adică podcastul de la finalul sezonului viitor va fi foarte, foarte interesant. Da. Dar acum câștigă Mor. Eu sper să concureze și sezonul viitor aici. Și eu sper. Da. Sau măcar, nu știu, să-l împrumutăm jumătate de sezon, ceva. Dar preza să-i rămân oricum. Da. Corect. Are potențial. Da. Bun. Hai să trecem la un alt premiu, un pic mai serios. Care a fost revelația sezonului pentru tine? Aici mă gândesc la așteptări versus realizări. Revelația sezonului? Cred că a fost Kagawa. După cum am spus, mă așteptam, adică am avut încredere în el, îmi place de el, dar nu mă așteptam să joace așa cum a făcut-o. Cred că tot aici aș putea să-l adaug și pe, uite, am găsit premiul lui Pulisic.
Și Pulisic la fel a fost mult peste așteptările mele și chiar a fost o surpriză mai mult decât plăcută. Și da, cred că cei doi merită titulatura asta, cel puțin din punctul meu de vedere de revelație ale sezonului. Ok, hai să zicem că trebuie să alegi unul singur. Care din cei doi câștigă? Kagawa. Ok. Pentru mine, revelația sezonului este Dembele. Până la urmă, ține de așteptările, cum spuneam, așteptările pe care și le-a setat fiecare dintre noi la începutul sezonului pentru jucători. Mă așteptam să fie un mingicar cu ceva timp necesar pentru acomodare. N-a fost cazul. Ne-a arătat că are un control bun al balonului, dar a arătat că este și un fotbalist complet. Îi mai lipsesc... mai trebuie un pic lucrat la aspectul mental, în special la a-și păstra cumpătul, pentru că a luat foarte multe cartonașe galbene, aruncând cu mingea în pământ sau certându-se cu arbitrii, dar strict legat, dacă mă refer strict la joc, a fost foarte bun, a fost mult mai bun decât mă așteptam. Adică se vorbește acum, nu știu cât de adevărate sunt zvonurile, că l-ar vrea echipe pe 80, pe 90 de milioane de euro în condițiile în care noi l-am luat cu maxim 15. Asta arată ce progres a făcut și pentru mine este revelația sezonului. Hai să trecem și la dezamăgirea sezonului. Cine te-a dezamăgit cel mai tare sezonul ăsta? Vasche. Vasche, pentru că, bine, nu mi-a dat motive să fiu supărat pe el până la final. Și nu aș fi fost foarte supărat pe el dacă se despărțea de Tuchel printr-un simplu comunicat sau pe cale amiabilă. Mă rog, ei știu mai bine ce au avut de împărțit. Dar prin modul de a se raporta la problema asta înaintea meciului, mi se pare înaintea meciului cu Bayern, nu? Din semifinala cupei, parcă. Sau nu mai știu, înaintea unui meci important a dat interviul ăla de tot rahatul. Nu, era înainte de penultimul meci al sezonului, sau, cred. Sau da, înainte de meciul cu Augsburg. Când noi încă încercam să prindem locul 3, da. Da, sau cu Hoffe, pe acolo. Da. A ieșit în presă cu interviul ăla jenant, care a alimentat toată povestea asta cu Tuchel. Și felul cum s-a comportat până la urmă. Mi-au lăsat un gust absolut amar. Și unde mai pui că pe lângă despărțirea asta de Tuchel a fost și gafa uluitoare de după, că n-a putut să-l ia pe Favre. Adică, ok, înțeleg, nu-ți place Tuchel, ok, îl dai afară, știi mai bine ce-i de făcut, tu ești șeful, tu ești bossul, tu ești specialistul. Băi, dar să nu ai un backup viabil, să nu ai un element de siguranță, să te arunci așa cu capul înainte și să fii nevoit să dai cu banii stânga și în dreapta doar ca să-ți aduci un antrenor, nu știu, mi se pare culmea penibilului. Și nu credeam că o să ajung vreodată să-l văd pe Vasche în postura asta, dar uite că m-a surprins. Și da, el este dezamăgirea anului. Da, sunt de acord, s-ar putea ca felul în care a acționat pe final de sezon să ne coste 1-2 ani de progres, 1-2, poate 3 ani de progres. Aici mă gândesc că pur și simplu pare să-și fi dorit mai mult să scape de Tuchel decât să-și fi dorit să avanseze cu echipa. Exact. Și n-a fost prioritatea lui, mi s-a părut că n-a mai fost neapărat să găsească un upgrade pentru echipă, ci să scape de ceva ce l-a deranjat pe el, mai mult sau mai puțin obiectiv, până la urmă rămâne de văzut. Nu, este o pată urâtă pe obrazul Borussiei. Borussia care până acum anii ăștia și-a construit așa o aură de club profesionist, club foarte simpatic, club cu fani extraordinari, unde toată lumea voia să vină să joace, să... Mă rog, adică Borussia avea o imagine mai mult decât bună. E, acum, nu știu, nu pot să zic că acum are o imagine proastă, dar oricum este puțin știrbită de ceea ce s-a întâmplat și chiar îmi pare rău că a trebuit să trăim așa ceva. Sunt de acord cu tot ce ai zis. Eu m-am gândit la un fotbalist aici. M-am gândit la Götze. Pentru simplu fapt că, deși nu-mi doream să se întoarcă la echipă, am zis că trebuie să fim
toleranți, să încercăm să înțelegem și punctul de vedere al clubului și motivele pentru care l-au cumpărat. Părea să-și dorească revenirea asta și speram ca, dacă tot se întâmplă, să aibă un rost, să aibă o noimă, să aibă o finalitate pozitivă pentru noi. N-a fost cazul, nu m-a dezamăgit fotbalistic atât de mult cât m-a dezamăgit deznodământul din a doua jumătate a sezonului, când pur și simplu nu am putut să-l mai vedem pe teren, ba mai mult știm că nici măcar nu s-a antrenat jumătate de an și nu pot să, decât să mă gândesc cu scepticism la ce va urma. Chiar dacă tratamentul lui pentru dereglarea metabolică va funcționa, el trebuie să recupereze jumătate de an de repaus total. E dezamăgitor pentru mine deznodământul după un an. Da. Cum spuneam, și șurile intră cumva în categoria asta, dar îmi doream mult mai mult ca povestea lui Ghioțe să fie una ok decât, nu știu, povestea lui Șurle sau altui fotbalist, și n-a fost cazul. Deci, din motive parțial independente de voința lui, pentru mine el este dezamăgirea sezonului. Hai să mergem și la jucătorul care a progresat cel mai mult. Cine crezi că este fotbalistul care a făcut cel mai mare progres, cel mai mare salt în acest sezon? Pulisic. Ok, sunt de acord. Uite, că am avut... Ți-am zis să ai răbdare, că va veni și momentul lui. Da, bun. Pulisic, fără doar și poate, a progresat enorm. Și fotbalistic, și mental nu știu. Dar încă este fan Justin Bieber, deci hai să nu exagerăm cu mental. Așa. Nu, este un fotbalist care a început să-mi placă enorm. Îmi plăcea și înainte, dar nu-l priveam decât ca pe o tânără speranță, un fotbalist de viitor care merită să-și primească porția de 15 minute pe meci sau așa, dar acum chiar îl văd un pion principal în atacul nostru și sper să rămână la noi mult timp și, de ce nu, sper să continue să se dezvolte și mai mult, și mai mult, pentru că pe lângă fotbalistul extraordinar care a dovedit că este și o unealtă extraordinară de marketing, de ce să nu privim și așa lucrurile, pentru că am văzut că ziarele sunt pline de interviuri cu el, dat fiind că este american și, mă rog. Da, și pentru mine tot Pulisic este jucătorul cu cel mai mare progres. Până la urmă e aproape exclusiv meritul lui, mă rog, poate și al antrenorului, dar și-a făcut treaba foarte bine pe teren, pe ambele flancuri, a câștigat mai multe minute, nu s-a impus ca titular, dar ținând cont de vârstă nu putem să-i reproșăm asta. Mi se pare că evoluțiile din sezonul ăsta obligă la mai multe minute pentru sezonul viitor și cred că el a progresat cel mai mult. Hai să trecem la următoarea categorie, jucătorul care a regresat cel mai mult. Jucătorul care a regresat... Castro, pentru că na, față de sezonul trecut, care a fost extraordinar din toate punctele de vedere, și chiar am crezut că am dat lovitura cu transferul lui și chiar am dat-o, cel puțin pentru sezon chiar am dat-o. Sezonul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar a fost mult, mult sub așteptări și sper să-și revină. Că dacă nu-și revine, nu cred că va mai continua la Borussia, sincer să fiu. Da, sunt de acord cu tine, e destul de... Scuze, mă uitam la un copil care se joacă cu Kendama și... Da, mi-e destul de greu să vin cu un premiul meu pentru fiecare categorie după tine, pentru că de cele mai multe ori mă gândesc la același jucător și acum tot pe Castro l-am trecut și eu pe hârtie pentru premiul ăsta, care nu prea îi face cinste, și eu aveam alte așteptări de la el. Până la urmă a ajuns o rezervă clară a Borussiei, deși sezonul trecut se impusese ca titular.
e un regres evident. Aici mă gândeam și la Schmelzer, dar nu mi s-a părut că a avut un sezon chiar atât de bun anul trecut. Deci da. Regresul a existat, dar n-a fost atât de mare. La regres și până la urmă și-a păstrat da. Locul. Pișe că ar fi aici, dar de bine de rău a jucat, care a avut un sezon slăbuț, da. Dar până la urmă și-a păstrat locul de titular, spre deosebire de Castro. Deci Castro e și pentru mine jucătorul cu cel mai mare regres. Mai avem doar două categorii. Hai să trecem și prin ele destul de rapid, că ne apropiem de final. Care a fost cel mai neplăcut moment al sezonului? Mă gândesc la orice, la un meci, la un eveniment, la orice. Cel mai neplăcut? Ah, bine, la un eveniment, ok. Aș putea să zic atentatul ăla da. Oribil dinaintea meciului cu Monaco. Dar... Bine, clar, ăla a fost evenimentul cel mai neplăcut al sezonului, adică nu există, al deceniului poate, nu există substitut. Dar strict din punct de vedere sportiv, cred că aleg acel meci cu Darmstadt. Nu cu Darmstadt, cu Augsburg, care pe mine m-a marcat profund și chiar... Chiar m-a făcut să mușc pumnii de nervi. Am înțeles. Da, pentru mine alegerea este cea logică. E vorba de atentatul cu bombe asupra echipei. Pentru că am urmărit cumva reacțiile fotbaliștilor și trăirile lor. Chiar și acum, la final de sezon, mai mulți dintre ei au ieșit cu declarații în ultimele săptămâni și m-au convins că ei chiar au fost marcați de eveniment și îți arată nu partea urâtă a fotbalului, pentru că n-are de fapt legătură cu fotbalul, dar te face să te gândești la, până la urmă, la cât de aproape eram să ne pierdem lotul sau o bună parte din lot. Fotbaliști pe care îi vedem în fiecare săptămână și de al căror joc ne bucurăm sau al căror joc uneori ne enervează, dar pe care îl urmărim pentru că asta ne dorim. Și a fost crunt, mulți dintre noi au vrut să trecem mai ușor peste incident, să îi minimalizăm cumva impactul, să ne spunem, băi, dar poate jucătorii ies mai motivați din toată chestia asta, poate au trecut peste și își văd doar de fotbal, dar sunt oameni, mulți spuneau că au insomnie în continuare, că își aduc aminte de momentul ăla și clar a fost cel mai neplăcut. Hai să trecem totuși și la ultima categorie, care mi se pare cea mai importantă până la urmă. E cel mai prost antrenor. Băi, am avut doar unul. Nu, hai să vorbim despre cel mai frumos moment al sezonului pentru tine. Câștigarea cupei, evident. Ok. Câștigarea cupei, sentimentul pe care l-am avut văzând băieții ridicând cupa aia după 5 ani a fost de nedescris. Mă bucur enorm pentru club, pentru fani, pentru Royce, pentru Tuchel și pentru Vatske, mai puțin. Mă bucur enorm pentru noi, pentru că, de ce să fiu ipocrit, la meciul ăla ne-am strâns 60 de oameni în halftime, am venit din toată țara și a fost o seară extraordinară, a fost cea mai frumoasă întâlnirea noastră de când există fan clubul și seara aia din seara finalei cu Frankfurt a fost tot ce poți dori de la un fan club de genul ăsta. Din nou trebuie să merg pe același răspuns. Deci trebuie la anul să răspund eu primul. Cel mai frumos moment a fost finala cupei și pentru mine. Serios? Serios, da, surprinzător. A fost... nu știam exact la ce să mă aștept. Știam că o să fie un meci dificil, dar a fost așa pachetul complet, cum ai zis și tu. Pornind de la bucuria jucătorilor,
la faptul că meritau un trofeu și terminând cu noi, dacă suntem un pic mai un pic egoiști, noi de când noi de când ne întâlnim nu am câștigat niciun trofeu relevant, au fost doar supercupe câștigate. De data asta am reușit să ne bucurăm de un trofeu, de o victorie care chiar contează foarte mult pentru că rămâne acolo în palmaresul clubului și mi-aduc aminte că ok, cum au ridicat jucătorii cupa pe teren la Berlin, am avut și noi oameni care s-au urcat pe masă și ridicau poze cu cupa. Da, exact. S-a cântat, au fost clipuri cu noi care au apărut la Pro TV cu bucuria noastră. A fost o seară senzațională și au venit, cum spuneai și tu, oameni din mai multe colțuri ale țării și chiar a fost un moment unic până acum pentru fan clubul nostru. Și meciul a fost de așa natură. Să nu ne mințim, prima repriză a fost oribilă și a fost cu atât mai frumoasă victoria după așa debut de meci și cu atât mai dulce victoria finală. Da, e adevărat. Până la urmă cred că au meritat și Tuchel, chiar dacă urmează să plece, și jucătorii meritau un trofeu, parcă au fost prea multe finale pierdute, unele pe nedrept, au fost prea multe eșecuri până la urmă pe care nu le meritam, trebuia să vină și momentul ăsta și ar fi fost am fi riscat poate și să pierdem niște jucători frustrați că nu mai câștigă absolut niciun trofeu deși își dau sufletul pe teren. Pe cât de important, pe atât de frumoasă a fost ziua aia și câștigarea cupei. Da. Bun. Cam astea au fost categoriile. Aș vrea să-mi acord mie premiul pentru fanul anului, pentru că eu consider că am fost cel mai bun fan din România al Borussiei. Dacă îi întrebăm pe băieții din halftime care te văd în fiecare etapă ce s-a întâmplat, ce se întâmplă, cum te percep, cred că am avea niște voturi destul de interesante, dar totuși pentru încurajare, cred că meriți premiul ăsta și sunt de acord cu tine, adică ar trebui să-l câștigi și tu. Dar merită o mențiune. Asta te obligă și pentru sezonul viitor. Da. Bine. Păi, mulțumesc mult pentru podcast. Sperăm că se aude cât de cât rezonabil. Cum am zis, e primul podcast pe care îl înregistrăm afară. Vom reveni în pauza asta competițională cu un nou podcast în care vom dezbate un pic și ce s-a întâmplat în jurul echipei în ultima lună și cam care sunt așteptările noastre pentru următorul sezon pe măsură ce se mai concretizează unele transferuri. Vedem și cu Boș ăsta. Exact. Deci vor fi, chiar dacă e pauză de fotbal, niciodată nu e pauză de dat cu părerea, așa că o să revenim probabil în 2-3 săptămâni cu un podcast nou. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați ascultat. Mersi, Vlad. Mersi și eu. Ne auzim data viitoare. Salut! Salut!